Bine v-am găsit! În urmă cu 2100 de ani a început ascensiunea lui Burebista și crearea marelui său regat mult mai mare decât teritoriul României de astăzi. Alături de marele preot Deceneu, acesta a reușit în lunga sa domnie de 38 de ani să unească neamurile getodacice de la nordul și de la sudul Dunării, să bage spaima în romani care își doreau încă de pe atunci să fie stăpânii lumii. Povestea lui Burebista și a realizărilor sale este fascinantă, iar astăzi, alături de istoricul Adrian Iscru, vom căuta să o relatăm pe baza documentelor istorice care au ajuns până la noi. Pentru început, se impune însă o introducere care are legătură și cu spusele părintelui istoriei, Herodot, care sublinia în scrierile sale în urmă cu 2500 de ani că tracii erau cel mai numeros popor al Europei și dacă ar fi fost uniți, nu i-ar fi putut învinge nimeni. Bine te-am găsit, Adrian. Bine te-am regăsit și eu și mulțumesc pentru invitație. E un subiect care ori de câte ori l-am aborda, cu siguranță vom veni cu informații noi și este foarte important pentru că este primul moment important din istoria acestor pământuri în care s-a constituit un stat puternic din punct de vedere militar, politic, spiritual. Da. Să începem cu povestea. Așa cum am zis, înainte de a ajunge la epoca lui Burebista, se impune să intrăm în unele detalii legate de perioada de dinainte pentru a înțelege mai bine ce legătură are spațiul creat de Burebista sau adunat de Burebista în regatul său cu pământurile locuite cu multă vreme în urmă de pelasci. Da. Pentru a intra cu bine în acest subiect care este foarte vast, Burebista, și mie îmi fac o paranteză, mie îmi place foarte mult titlul pe care Ion Horațiu Crișan l-a dat cărții sale Burebista și epoca sa, pentru că, într-adevăr, Burebista a creat o epocă la vremea respectivă, dar, revin, pentru a intra cu dreptul în această chestiune, în această epocă fabuloasă, trebuie să avem în vedere faptul că Dacia a avut o istorie antică. Ori această istorie antică o putem regăsi în cartea lui Densușianu, Dacia preistorică. În opinia mea, dar în opinia altor specialiști care au studiat cu foarte mare atenție această lucrare, am studiat-o și noi, dar studiul pe care l-au făcut alții înaintea noastră este cu mult mai important și trebuie să subliniem faptul că această lucrare ar trebui să deschidă toate cursurile de istoria României. Fără această lucrare, practic, nu avem o stabilitate, nu avem un fundament. Și din cauza asta, Densușianu este cel care pune bazele, practic, ale istoriei României. Din ce cauză? Acolo, printre multe, multe alte dovezi pe care el le aduce cu izvoare, el a fost în străinătate, a adus foarte multe izvoare de acolo, de unde a fost, arată ce anume întinderea pe care acest imperiu al pelajgilor a avut-o la vremea respectivă. Era foarte mare, era imens. În capitolul 31 al lucrării respective găsim toate aceste detalii. Ele se rostogolesc de la un capitol la altul, pentru că nu se raportează doar la capitolul respectiv. Sunt și alte detalii pe care Densușianu le prezintă vis-a-vis de acest teritoriu. Ori, teritoriul lui Burebista pe care el îl unifică în jurul anului 60 înainte de Hristos, este o mică parte din acest teritoriu care a aparținut pelajgilor la un anumit moment dat, adică în antichitatea Daciei. Sigur, ca să nu existe confuzii, pentru că până la urmă numele cărții lui Densușianu, Dacia preistorică, e puțin sună paradoxal, ca să spun așa, pentru că este preistorie, dar e Dacia. Da. Ce vrea să spună, de fapt, Densușianu cu aceasta este că există o continuitate genetică, culturală și de altă natură, și spirituală, multimilenară, până în perioada pe care considerăm noi perioada getodacică clasică, prin urmare, fiind vorba de oameni care au continuat
Datorită acestei continuități, el vorbește despre Dacia preistorică, confirmând ceea ce teoria pe care el a lansat-o în această carte. Sunt o serie de studii de paleogenetică care ne spun astăzi în mod clar că sunt publice, pot fi verificate. Da. Pe de o parte că un studiu de paleogenetică prezentat la Muzeul Național de Istorie, care dovedește că românii de astăzi sunt cei mai apropiați din punct de vedere genetic de cei din cultura Gumelnița, care au existat acum 6.000 de ani. Da. Alt studiu de paleogenetică făcut de Georgeta Cardo și Alexander Rodewald dovedește o continuitate de 4-5.000 de ani pe aceste pământuri și mai există un studiu mai complex publicat chiar în cursul acestui an, dacă nu mă înșel, sau în anul trecut, un profesor român dintr-o țară nordică care a făcut niște analize complexe și care spune că cam 25% din genetica românilor de astăzi are legătură cu Ion din Anina, din peștera respectivă, adică Homo sapiens de acum peste 30.000 de ani, că undeva pe la 50% din genetica românilor de astăzi vine din culturile Turdaș, Boian, Gumelnița, Cucuteni și vreo 20% ar fi indo-europeni, cum consideră el. Dar sigur că acele populații străvechi sau întotdeauna când vine o populație mai puternică, militar, cum s-a întâmplat cu venirea indo-europenilor, da? Populațiile autohtone, sigur că se amestecă cu aceștia și formează până la o națiune definită la un moment dat, dar care are, din punct de vedere genetic, ramificații diverse. Astea spun studiile. Deci, până la urmă, avem studii de paleogenetici care dovedesc o continuitate genetică multimilenară. Ori continuitatea genetică nu poate să vină fără continuitatea culturală și spirituală. Și teritorială în același timp. Și teritorială. Da, da. Pentru că despre asta este vorba în cele din urmă. Această națiune de la vremea respectivă a păstrat, atât cât s-a putut, bineînțeles, un teritoriu de formare, nu neapărat de sedentarizare. De sedentarizare vorbim la populațiile migratoare care ocupă un teritoriu și stabilesc acolo vatra de viețuire. Dar în ceea ce ne privește este vorba de teritoriu de formare. Ori acest teritoriu de formare despre care vom vorbi imediat, al lui Burebista, închegat în jurul anului 60 înainte finalizat, de, finalizat, la început. Da, finalizat în jurul anului 60 înainte de Hristos, face parte dintr-un spațiu cu mult mai larg. Cu mult, mult mai larg. Bine ar fi fost să avem și niște hărți, dar poate, cine știe, cu altă ocazie. Pe tema aceasta trebuie să marșăm, pentru că teritoriul devine ulterior, în anii ce vor trece și chiar astăzi, un element de suveranitate națională. Este foarte important. Este foarte important. Nu intrăm în detalii pe tema asta. Unii și-au dat viața, au murit pentru teritoriul acesta. Alții l-au înstrăinat. Iarăși, nu intrăm în detalii, pentru că înstrăinarea am avut și în ultimii 30 de ani. Deci cam asta ar fi legătura cu, după această perioadă antică a Daciei, sunt consemnate în istorie câteva nume marcante ale getodacilor și trebuie să le pomenim, pentru că puținul pe care îl avem de la ei, care ne-a rămas, face parte din istoria noastră națională, pe care eu am considerat-o și o spun în continuare că este fabuloasă, este unică. Nu există alta la fel de fabuloasă cum este istoria națională, istoria României. Etes este unul dintre regii cei mai importanți, getodaci. Este atestat documentar pe la 1250 înainte de Hristos. Unele detalii se pierd după domnia lui Etes, dar avem de-a face cu o regină foarte importantă în istoria universală, nu doar istoria națională a României, Tomiris, despre care s-a vorbit ani de zile. Sunt popoare și alte popoare care o revendică pe Tomiris, după cum bine știi și tu, regina Masageților,
preia conducerea statului după ce moare soțul ei și devine celebră mai în afară de faptul că stăpânea un teritoriu vast, încercuia și teritoriul ocupa în semicerc zona Mării Negre, Dobrogea, nordul Mării Negre și se întindea către Marea Caspică, spre Asia Centrală. Ori acolo sunt cu totul și cu totul alte popoare. Astăzi. Și o revendică, au apărut filme, au apărut piese de teatru cu Regina Tomiris. Picturi nu mai vorbesc. Occidentul are, eu cel puțin știu, vreo 4 tablouri, e posibil să fie mai multe, cu Regina Tomiris și se raportează la ce anume, la bătălia pe care a avut-o cu acel Cirus al doilea. Legele Persiei, un cuceritor al timpului său și pilda pe care i-o dă acestuia, chiar dacă el moare pe câmpul de luptă, este teribilă. Îi caută cadavrul pe câmpul de luptă și taie capul și îl scufundă într-un burduf cu sânge, ca să-l sature de sânge, pe marele cuceritor al Antichității. Urmează Dromihete, un alt mare rege dac, getodac, cu o domnie, n-aș putea spune chiar atât de mare, dar importantă. Și mai ales că... Și el s-a păstrat în memoria, da, culturii europene prin anumite fapte pe care le-a făcut, da, da, da. Și a rămas consemnat de cronici pentru faptele sale. Știm că s-a războit de două ori cu Lysimach, regele Traciei elenistice, da, cel care a fost general în armata lui Alexandru Macedon. Și l-a învins de două ori, dându-i o lecție care a rămas în memoria, da, culturii europene. În memoria colectivă. Ceea ce este foarte important la toți cei pe care i-am consemnat, i-am amintit acum și urmează să mai amintim până la Borebista încă vreo 2-3, constituie zona de stăpânire. Pentru că toți au avut această zonă de stăpânire. Nu au fost în alte părți. Chiar dacă Tomiris a avut o extindere mai largă spre Asia Centrală, o mare parte a regatului său se întindea și aici. Iată, aceasta este elementul de unitate dintre toate aceste nume, dintre toți acești regi. Asta este foarte important. Pentru că Dromihetă, de exemplu, stăpânea și la nord și la sud de Dunăre. Chiar dacă descoperirea din Bulgaria ne-a pus pe gânduri și este fabuloasă, într-adevăr, ceea ce s-a găsit, mormântul, da, ceea ce s-a găsit acolo este teribil. Și bulgarii au deja un avans față de noi în privința asta. Și, nu vreau să intru în... Da, da. Știi care este tragedia? Da. Pentru că regatul Odris, care a fost regat înfloritor, pentru că toate descoperirile spectaculoase din Bulgaria, așa numită Valea Regilor Traci, au o legătură cu regatul Odris, care se întindea până în Dobrogea. Da. Ori noi în Dobrogea avem tumuli exact ca cei din Bulgaria, care ori au fost, s-a jefuit tot, ori sunt necercetați, și astfel românii sunt privați de niște descoperiri fabuloase, pentru că... Din Ardeal. Da, în toată țara. În toată țara există astfel de formațiuni tumulare. Chiar am făcut un film documentar pe acest subiect, care a fost vizionat de 3-4-500 de mii de ori pe YouTube, exact cu formațiunile de tip tumular din România. Da. Deci, iată, acest teritoriu de la nord și de la sud de Dunăre în perioade diferite a fost ocupat, administrat și condus de regi getodaci. Da, da, de regi getodaci. Aici este problema care pe mine m-a frământat foarte, foarte mult timp și exact citatul pe care l-a dat Herodot este relevant, pentru că el spune, dacă ar fi fost uniți, nu i-ar fi învins nimeni niciodată. Iar istoria, da, Europei ar fi fost alta. De, probabil, exact, că, cu siguranță, Imperiul Roman nu ar mai fi apărut. Nu ar mai fi apărut. Aici este problema, pentru că dacă atunci am fost dezbinați și a venit un Burebista și ne-a unit, și astăzi aceeași tară ne urmărește, din păcate. Parcă este un blestem, nu știu ce să spun. Suntem complet dezbinați, și mai ales din interior. Și tocmai de aceea, deși tracii au fost cel mai numeros popor al Europei, Herodot îi compară cu inzii, adică cu indieni, da, da, și da, spune, da, că ai al doilea după inzi la nivel mondial, din ce se cunoștea, da, atunci. Da. Da? Deci să fii cel mai numeros popor al Europei și să fii aproape dispărut după 2000 de ani. Este evident că această dezbinare și luptele interne între micii regi tracogetodaci pentru teritorii, putere, resurse, a făcut
ca lumea tracică sau tracocetorică să fie slabă, da, iar Imperiul Roman să se dezvolte și să o ocupe și să o anihileze. Da, încet, încet. O să discutăm puțin mai încolo, pentru că și Dan Oltean, istoricul Dan Oltean, are niște aprecieri foarte interesante și obiective cu privire la acest aspect, la aceste dezbinări. Să încheiem cu perioada de până la Burebista, mai avem, să amintim grosomodo, încă vreo trei regi, vreau să-i pomenesc pe Zalmodegicos și Remaxos, și mai este un rege foarte important, Oroles. Toți aceștia își desfășoară viața, activitatea lor princiară în zona Dobrogei. Aveau diverse spații pe care le împărțeau, pe care le stăpâneau în zona Dobrogei, în zona de nord a Mării Negre, și au avut contact și cu Imperiul Roman, au avut contact și cu popoarele barbare, dar ceea ce este foarte, foarte important și iarăși trebuie să subliniem, este faptul că niciodată între ei nu a apărut un element de unitate. Ăsta este subiectul care, așa cum spuneam și anterior, pe mine m-a deranjat întotdeauna. De ce? Pentru că dezbinarea aceasta, dorința aceasta de a avea fiecare câte un regat al lui, ne-a dus într-o situație disperată în timpul lui Decebal. Da, însă să nu uităm că la rândul lor cetățile grecești, Atena, Sparta, nu doar că nu erau unite sub aceeași flamură, dar s-au și războit s-au între războit, ele. Da. Deci a fost o tară a lumii antice, pentru că orice lider mai răsărit își imagina că ar trebui să conducă pe toată lumea. Da. Și atunci conflictul apărea. Nu mai vorbim Imperiul Roman. Problema, ghinionul pentru toți ceilalți de Imperiul Roman era că, indiferent de războaiele civile care au fost și cum, până la urmă se termina și Imperiul rămânea stabil mai departe. Rămânea stabil mai departe pentru că apărea o autoritate. Da. Așa zisa democrație care apărea, se vorbește despre greci că au avut o anumită democrație. Bun, de acord. Dar uite unde a dus această democrație. Uite unde a dus această libertate pe care am avut-o și noi în Dacia. Pentru că diferențele sociale între Imperiul Roman și ceea ce se întâmpla în Dacia erau radicale. Imperiul Roman era un stat sclavagist, să fim foarte bine înțeleși. Da. Este o de notorietate acest fapt. În Dacia nu. Ori această, așa zisă, democrație, nu, această libertate, într-o oarecare măsură, nu a dus la... În acea vreme. Și pot să spun că și acum avem același lucru, chiar dacă ne raportăm la vremuri moderne. Un regim autoritar, nu dictatorial, aduce și o unitate politică și militară foarte bună. Aici sunt foarte multe chestiuni de discutat. Sigur, ne putem gândi la China, chiar dacă China este acuzată că este o dictatură. Da. Dar este un regim autoritar. E un regim autoritar, este o combinație de comunism cu capitalism, pentru că în Parlamentul chinez există un număr impresionant de miliardari. Da? E un monolit politic și tocmai din acest motiv China reușește să cucerească planeta, o parte din planetă. Dacă în China am introduce democrația, părerea mea este că în 10 ani ar cădea în cap. Da, s-ar destrăma pur și simplu. Ar fi mai multe Taiwanuri acolo. Să ne înțelegem, noi susținem democrația pentru că vrem să trăim într-un spațiu liber. Dar, sigur, privind așa utopic, statul ideal este un stat condus de înțelepți care sunt dincolo de interesul personal și care conduc autoritar pentru că înțeleg niște realități. Dar asta este o utopie. Întotdeauna, dacă am încercat să aplicăm așa ceva în lumea aceasta, cu oamenii de astăzi, s-ar transforma într-o dictatură. Da. Asta este marea problemă. Da. Datorită acestui regim autoritar, Imperiul Roman a câștigat. A câștigat și pas cu pas s-a apropiat de Dunăre și a intrat în posesia multor teritorii ce au aparținut regatului Getodac la un moment dat. Dar acum să mergem la perioada lui Burebista, la Burebista și epoca sa. Sigur, vorbim, trebuie să subliniez faptul că istoricul Adrian Iscru a publicat o carte care se numește Dacia și proiectele de refacere a Daciei.
Și discuția pe care o avem noi astăzi este prima dintr-o serie pe care o vom de emisiuni pe care le vom avea împreună, le vom realiza împreună pe acest subiect al proiectului Dacia, care a traversat istoria noastră și a marcat-o în anumite momente. Da. Dar să ne întoarcem la începuturile formării regatului lui Burebista. Este cunoscut faptul că disputele dintre Imperiul Roman creează anumite presiuni și în Dacia. Pentru că Imperiul Roman câștiga de la an la an teritorii importante. Să nu uităm că Cezar câștigase în Galia și câștigase foarte mult în Galia. Nu mai intru în detalii pentru că subiectul este foarte bine cunoscut. Triumviratul care se crease în Imperiul Roman, Crassus, bine, Pompei. Era, încă nu era Imperiu, era Republica Romană. Era Republica Romană, Imperiu este la modul general, așa este perceput bine, în general și îl folosim ca Imperiu, da, tot un Imperiu, îl folosim ca termen, cum să spun, să acoperim practic, să eliminăm, multă lume nu știe despre care au fost etapele de formare ale așa zisului Imperiu Roman, ale Republicii și așa mai departe și atunci folosim termenul de Imperiu pentru că este mult mai lax, mult mai ușor. Da. Acest triumvirat ajunge să sperie lumea getodacă pentru că divizarea aceasta după ocuparea Galiei ajungea, divizarea pe care o aveam în tracul getodaci putea să ajungă să ca Imperiul Roman să înglobeze și teritorii largi. Ori așa, cunoscând foarte bine Burebista care este situația, se pare că în jurul anului 82 ajunge pe tronul unuia dintre aceste regate. Nu știm exact care dintre ele. Nu s-a stabilit, nu s-a descoperit până în momentul de față. Sigur, există argumente care spun că Burebista s-ar fi născut în apropiere de București, la Argedava, Argedava, cetatea getică Argedava, care e la 20 ceva de kilometri de București. Sigur, nu știm dacă este așa, dar există o posibilitate. Arheologii au lansat această ipoteză. Da, Ion Horațiu Crișan, de exemplu, pentru că tot am vorbit despre lucrarea lui, amintește și el despre Argedava la vremea respectivă și o pune pe tapet, numai că toate analizele pe care le-a făcut în urma izvorului pe care le-a avut la îndemână la vremea respectivă, chiar și astăzi, infirmă faptul că Burebista ar fi fost acolo. Dar bine, mai târziu poate că nu. Poate nu, că mai târziu. Și mai târziu a fost. Poate, nu știm. Parte. Este o supoziție. În orice caz, Burebista nu preia o domnie pe un teritoriu vast când ajunge la putere. Preia un regat. De la cine îl preia, nu știm. Și cum îl va condus, cum îl l-a condus, iarăși nu știm. Problema este că în clipa în care ajunge pe acest tron, mai erau și alte regate. Și mai este și o altă chestiune foarte importantă pe care trebuie să o amintim, pentru că ea este deja lămurită. Nu știm dacă anul 82 este chiar anul în care Burebista a ajuns pe tron. Iordanes vine cu această informație, numai că sunt și alte izvoare care îl contrazic. Se pare că a fost mult mai devreme, Iordanes, mult mai târziu. Iordanes dă o dată în care spune 82 este un an generic, pentru că în momentul când el scrie acest lucru, spune e posibil că Burebista era deja rege în anul 82. Deci iată că putem spune de un an, doi, chiar mai devreme de anul 82. Și în unele lucrări de specialitate găsim anul 84 ca fiind anul de accedere a lui Burebista pe acest tron. Luptele din Imperiul Roman îl fac pe Burebista să ia anumite decizii. În ce condiții nu știm, dar trebuie să luăm în calcul că Imperiul Roman era o mare amenințare. Asta odată. Doi, să nu uităm faptul că deja teritorii importante din spațiul getodac, tracul getodac, intraseră în granițele unui popor foarte războinic, celții, care veneau dinspre nord-nord-vest. Și care erau în spațiul acesta deja de câteva secole. Da, de câteva secole. Da, se sedentarizaseră, exact ce vorbeam mai devreme, se sedentarizaseră în spațiul tracul getodac, deveniseră practic stăpânitori pe teritorii care nu le aparțineau.
Perioada de apariție a cerților în zona spațiului Tracu-Getodac este secolul 6, cel mai devreme, secolul 5 cel mai târziu, undeva în secolul 6, pe la mijlocul secolului 6, apariția cerților este consemnată, este menționată. Iar asta s-a dovedit prin cercetările arheologice, prin mormintele de inhumație și prin vetrele pe care le-au descoperit arheologii în Transilvania și, atenție, în zona Cehiei, Slovaciei și Ungariei, pentru că vom ajunge acolo peste puțin timp și vom discuta de ce a ajuns Burebista acolo. Pentru că și Mihai mai târziu a fost numit un mare cuceritor, un mare aventurier și am întâlnit asemenea idei și cu privire la Burebista, dar nu este așa. O să lămurim imediat această poveste pentru că este foarte, foarte interesantă. Ceea ce vreau să mai spun în legătură cu această chestiune a teritorialității este faptul că Burebista ia această decizie și pornește un război împotriva acestor neamuri după răscoala lui Spartacus. Pentru că deja... Care a avut loc în anul 73. În 73 până în 72, deja... Tracul Spartacus născut în apropiere de Sofia, actuala capitală a Bulgariei. Da, într-un loc care a devenit ulterior parte din regatul lui Burebista. Da, exact. Și făcuse parte înainte și cu siguranță dintr-un regat ce aparținea unui rege getodac. Pentru că să nu uităm spațiul de formare a națiunii getodace și nu greșesc când spun lucrul ăsta, pentru că însuși Pârvan amintește în Getica despre națiunea getodacă. Deci nu este o invenție a mea, să fim bineînțeleși. Mai mult decât atât, și continui această paranteză, Pârvan vorbește despre stindardul național. Este expresie luată din lucrarea lui. Deci nu putem să... Pentru cei care nu știu, să spunem că Pârvan a fost arheolog și arheolog, este considerat părintele arheologiei românești. Da, este într-adevăr. Iar el face aceste afirmații, le scrie în Getica și le preluăm și noi de acolo, pentru că este o personalitate, este o somitate în domeniu. Așa că nu greșim cu nimic când facem aceste afirmații. Deci, acest spațiu de viețuire, până la apariția Imperiului Roman, era condus de regi tracogetodaci locali. Aici este toată chestiunea. Burebista pornește acțiunea aceasta după ce facem iarăși o scurtă paranteză, se și amestecă puțin la un moment dat în problemele Imperiului Roman, pentru că a trimis, a ajutat într-o oarecare măsură. Da, însă pe finalul domniei lui face lucrul ăsta. Da, dar a avut legătură. Da. Așa că s-o luăm metodic, pentru că sunt niște etape pe care el le parcurge în crearea acestui stat. Bun. Primele acțiuni militare a lui Burebista după această răscoală care zguduise practic Imperiul Roman, această mare răscoală lui Spartacus, deci, venea practic, după altele două. El a profitat într-un anumit sens destabilizarea Imperiului Roman. De destabilizarea Imperiului care intrase într-o criză majoră. Disputele dintre cei trei, Crassus, Pompei și Cezar, erau la apogeu. Nu intrăm în detalii. În final va câștiga Cezar, după cum bine se știe. Numai că Burebista începe etapa de unificare, de eliberare a teritoriilor ocupate de celți în nord-nord-vest și pur și simplu îi spulberă. La un moment dat chiar spune unul dintre izvoare, i-a pustit definitiv. Intră în conflict cu celții, elimină acest pericol, intră în conflict cu boii și cu teuriștii, care erau niște seminții celtice, elimină și acest pericol. Practic, în momentul, toată chestiunea asta se parcurge într-o etapă de aproximativ 3 ani, 3 ani, 4 ani maxim. Și să ne înțelegem, deci din Transilvania până în Ungaria de astăzi, Cehia și spre Austria, da? Este teritoriul pe care Burebista îl curăță de popoarele celtice, pentru că erau spații care au aparținut cu mult înainte. O să dăm imediat citatul pe care mi-e place foarte mult din același Ion Horațiu Crișan. Lucrarea lui a fost premiată de Academia Română la vremea respectivă și chiar vreau să-l dau și cred că o să te las pe tine să-l citești. Este deosebit. După această eliberare a spațiului Tracu-Getodac, pentru că Imperiul Roman începea să-și... În partea de vest, nord-vest a zonei de formare a națiunii,
Burebista revine către centrul statului, dar în același timp nu neglijează ce? Centrul cultic al Getodaciei, și anume Sarmisegetuza, zona munților Orăștiei, pe care încearcă să o întărească cu foarte multe cetăți, dar în același timp consolidează și așa zisa capitală. Pe baza demonstrațiilor făcute de Aurel David, se pare că acolo n-a fost capitala Getodacă și acolo a fost un centru cultic. Acum, foarte important. Mai este un aspect. S-au făcut niște scanări cu tehnologia LIDAR și s-a descoperit că toată acea arie, de exemplu, este Sarmisegetuza Rege, pe care o știm noi, da? Toate culmile de deal, de munte, din jurul împrejurul Sarmisegetuzii sunt terasate, sunt pline de dovezi de locuire, până la fețele albe, ceea ce arată că acolo era o comunitate de zeci de mii de oameni, ceea ce înseamnă și că era veche. Sarmisegetuza nu este cel mai vechi loc din acel spațiu. Da, fețele albe sunt mai vechi. Se pare că sunt cu cel puțin 100 de ani. E aici un centru cultic mai vechi acolo decât momentul în care a apărut Sarmisegetuza, pe care o cunoaștem noi. Vreau să precizez că tot am discutat despre Sarmisegetuza. Cele mai importante lucrări, și cred eu că ne putem raporta la ele, sunt ale lui Aurora Pețan, care a studiat foarte mult la Sarmisegetuza, are o lucrare fabuloasă. Și e primul volum. Da, și Sarmisegetuza Regia, redescoperirea cetății. Da, sigur, da, o lucrare extraordinară. Și neapărat trebuie să o pomenim pe Silvia Păun, arhitecta care a făcut anumite măsurători la Sarmisegetuza. Și îmi pare rău, la vremea când a vrut să predea, am încercat să vorbesc cu un arhitect, n-am reușit să preia, dar ce s-a întâmplat cu studiile ei în plus față de ceea ce a publicat, nu știu. Acestea sunt lucrări foarte importante cu privire la Sarmisegetuza, la capitală, să-i spunem capitală ca să se înțeleagă, cu toate că, din câte am înțeles, nu este aceea capitală, dar e o discuție. Este o discuție. S-ar putea să fie totuși și centru religios și capitală. Un centru religios este cert că este acolo. Este, nu se mai discută despre treaba asta. Bun. Ce face Burebista acolo? Nu numai în Sarmisegetuza, dar și în apropiere. Reconstruiește foarte multe dintre cetățile respective, inclusiv Sarmisegetuza, cu ce? Și cu meseriași locali, dar apelează și la cetățile grecești, pentru că aveau și ei constructori de altă natură. Au ajutat foarte mult. Ori așa intră într-o relație foarte bună cu aceste cetăți grecești de pe malul pontului Euxin. Marea Neagră. Ori refacerea aceasta ridică foarte mult atât centrul cultic, cât și capitala Sarmisegetuza, care devine în final, într-adevăr, centrul cel mai important, inima Daciei, practic, Sarmisegetuza. Nu degeaba armatele romane s-au îndreptat acolo și au ras pur și simplu când au cucerit zona respectivă. Din cauza asta, în disperarea pe care au avut-o dacii la cucerirea Sarmisegetuzei, s-a pierdut atât de mult aur încât îl găsești peste tot. Erau bogății imense acolo, imense, efectiv. Ce să spun? Deci Burebista consolidează centrul Daciei, centrul regatului său, atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere militar, și îndreaptă atenția către cetățile de la Marea Neagră. Da, și îndreaptă atenția către cetățile de la Marea Neagră într-un anumit context politic și economic, pentru că Imperiul Roman, în criza în care intrase, avea foarte mare nevoie de bani, de resurse financiare pentru a susține armata, pentru a susține baza de selecție armate, chiar dacă îi luau armată și luptători și din alte părți. Baza de selecție era tot Imperiul Roman. Și atunci în zonă apar niște conflicte între cetățile grecești, care erau destul de importante și destul de bogate, create pe malul pontului Euxin începând cu secolul 7 înainte de Hristos, și dezvoltate bine în această perioadă până către domnia lui Decebal, și aveau contracte. Chiar Dan Oltean, istoricul, vorbește despre unul dintre ele, chiar a ajuns la noi în zilele noastre, unul dintre aceste contracte pe care le aproba Senatul Imperiului Roman. Ori aceste contracte între cetățile Roma grecești și Roma, bineînțeles. De pe Numai că aceste contracte au fost încălcate
de lăcomia unora dintre funcționarii militari trimiși în zonă. Unul dintre ei este Antonius Gaius Antonius Hybrida, care proconsulul care ajunge acolo era la fel de lacom, poate nu la fel de lacom cum a fost Crassus, cum era Crassus, cel mai bogat. Se spune că era cel mai bogat din Imperiu la vremea respectivă. Dar încalcă toate aceste contracte. Ori în disperarea pe care au avut-o cetățile grecești, conducătorii acestor cetăți, și vreau să fac o scurtă paranteză, toate aceste cetăți grecești de pe malul Pontului, al Mării Negre, sunt construite de ei, dar cu acceptul factorului politic local. Care erau tracogetodacii, sciții din zona respectivă. Nu puteai să construiești într-un teritoriu fără să ai acceptul. Doar că grecii erau recunoscuți pentru abilitățile lor comerciale și erau pentru flota pe care o aveau. Da, și astăzi, flota Greciei este pe primul loc în lume, dacă nu a fost acum depășită cineva. O țară mică să aibă cea mai puternică flotă maritimă. Da, cu asemenea deschidere la mare și cu atâtea insule. De asta spun că ei, pentru abilitățile lor legate de comerț, ei au fost bine primiți, de comunitățile getodacice din zonă și li s-a permis să-și facă, pentru că prosperau și getodacii prin parteneriatul cu aceste cetăți grecești și cu comerțul care se desfășura acolo. Mai ales că nu au fost un neam războinic, au venit cu bună credință acolo și înființarea acestor cetăți au adus beneficii și locuitorilor. Sigur. Conviețuirea, acest modus vivendi între greci, comercianți și populația băștinașe a fost de lungă durată. Nu au fost conflicte. Numai că a apărut această problemă, și am încheiat paranteza, cu această lăcomie a lui Antonius Hybrida, care dorea o îmbogățire peste noapte. Practic, îi jupuia și de toate resursele pe greci. Și nu, necazul a fost următorul. Ei nu aveau resurse militare să poată să îl stăpânească pe acest lacom Antonius Hybrida, și atunci, chiar în jurul anului 60, o delegație din Dionisopolis, Balcicu, ajunge Balcicul de astăzi ajunge în centrul Daciei, se pare că la Argedava. Deci iarăși vorbim cu oarecare semn de întrebare, pentru că încă nu sunt stabilite toate aceste date. Le preluăm și noi așa cum le-au adus în față cercetătorii marcanți ai istoriei noastre naționale. Și atunci, ajungând cu această cerință de apărare a cetăților, bineînțeles, Burebista nu putea fi evitat, pentru că el era conducătorul local și deja făcuse o unitate politică în nord, nord-vest și centrul țării, iar el și-a îndreptat atenția către litoral din două motive. Unu, acolo erau niște bunuri care se aflau pe teritoriu de conviețuire, de formare a statului, a națiunii getodace, și trebuia să aibă în vedere acest lucru. Și doi, avem de-a face cu un pericol iminent, armata romană, care se întindea din ce în ce mai mult. Ori Burebista a intervenit la cerința acestora, dar știa acestor greci. Și ce s-a întâmplat? Pur și simplu îl înfrânge pe Hybrida în apropiere de Histria. Deci spulberă armata romană. Hybrida fuge după câmpul de luptă, este o fugă rușinoasă, se va întoarce mai târziu cu ajutorul de la Roma. Numai că... Deci eliberează orașele grecești. Eliberează de la Olbia până la... de la Olbia până la Polonia. Eliberează absolut. Dar spune și, ca să înțeleagă oameni ca așa, puțin înțeleg Olbia până la Polonia. În nordul Mării Negre și Apolonia este în sud, este astăzi în Bulgaria, se numește Sozopol orașul. Deci din Ucraina... Din Ucraina de astăzi până, până în Bulgaria. Pur și simplu, Burebista, după această lovitură pe care o dă armatelor romane, încearcă să intre într-o relație și comercială cu grecii, cu cetățile grecești, dar bineînțeles nu putea evita situația politică, latura politică, și atunci cetățile grecești n-au fost de acord cu acest lucru, pentru adică că să accepte suveranitatea. Suveranitatea și puterea pe care Burebista deja o căpătase. Și spune foarte bine, vreau să dau citatul din istoricul Dan Oltean, mie mi-a plăcut ce a spus acolo, și anume, spune așa Dan Oltean: cetățile grecești de pe litoralul vestic al Mării Negre nu au dorit să înlocuiască dominația unui general roman corupt cu cea unui rege getic, drept pentru care s-au opus acțiunii lui Burebista.
Deci ei, după ce Burebista după ce l-a salvat de salvat, jaful roman, sigur că da, îi eliberase practic. Ăștia au zis, mulțumim frumos, dar asta da, stai da, departe. Ia-ți tainul și lasă-ne în pace. Și Burebista, în momentul, nu numai că s-a supărat, dar vorbind despre un teritoriu care îi aparținea, pentru că el aparținea cui? Aparținea formațiunilor politice getodace pe care el le-a avut, pe care regii getodaci au avut în stăpâne, ori el vrea să facă această unitate politică. Nu putem să evităm acest lucru și atunci Burebista ce face? Practic cucerește toate cetățile acestea. Le devastează. Singura care a scăpat, după cum se știe, este Dionisopolis, Balcicul, pentru că s-a supus de bunăvoie. Cele mai greu încercate au fost Histria și Olbia, pe care le-a distrus, le-a devastat complet, le-a ars din temelii. Iar Dio Christostomus vorbește la un moment dat despre, când a fost exilat la Olbia, vorbește despre dezastru pe care l-a găsit el după aproape 90 de ani de la cucerirea cetății de către Burebista. Despre Olbia vorbesc acum și... Olbia unde era? În nordul Mării Negre este, deci, în apropiere de Bug acolo, de vărsarea Bugului în mare, în Marea Neagră și... încă se vedeau urmele dezastrului de la vremea respectivă pe care Burebista le lăsase. Toate acestea sunt 9 la număr, sunt cucerite de Burebista, dar teritoriul era al getodacilor, să fim bineînțeleși, și stabilește în acest fel o unitate teritorială completă a cetății, a spațiului tracu getodac și stabilește și hotarul în același timp pe linia munților Hemus și până la Adrianopol. Cu privire la Balcicul de astăzi, vechea cetate Dionisopolis. Da, este de remarcat faptul că grecii din această cetate au avut un lider foarte inteligent care a negociat pentru ei cu Burebista. Da, și practic există o piatră cu un text. Este un document foarte important. Da, un text scris de greci în care ei îl numesc pe Burebista cel mai mare dintre regii traci. Da, da. Pentru că i-au asigurat protecția orașului și a avut cu comunitatea grecească de acolo o relație foarte corectă. Sigur că da. Și pentru că tot am ajuns la acest aspect, să dăm și citatul din Ion Horațiu Crișan cu privire la spațiul tracogetodac pe care Burebista îl încheagă, să ne raportăm tot la anul 60 înainte de Hristos, pentru că el, chiar dacă în anul 60 începe cuceririle, el nu depășește anul 55-54. E foarte important de precizat că dacă întregirea teritorială din nord-nord-vest a spațiului tracogetodac se face într-un timp de aproximativ 3 ani și jumătate, în zona aceasta se face într-o perioadă de aproximativ 6 ani. Este altceva. Din ce cauză? Aveam de-a face și cu armata romană, aveam de-a face și cu opoziția cetăților grecești. Cetățile grecești de pe litoralul Mării Negre erau un număr de 9, cel puțin astea au fost încadrate. Acum, ce informații avem cu privire la modul în care celelalte mici regate getodacice au acceptat comanda lui Burebista? În câte cazuri a fost prin forță, în sensul că regii au zis, nu vreau, domnule, așa? Nu cred că s-a pus problema. Sau au acceptat pentru că deja îi recunoștea autoritatea pentru că devenise foarte puternic, făcuse niște lucruri și era clar că nu se putea opune și atunci au acceptat. Au acceptat de bună voie. Nu există un document în care se spune că a înlăturat prin forță un rege getodac, oricare dintre ei. Nu avem așa ceva pentru moment. Cu siguranță s-au supus de bunăvoie sau practic... Sau n-având încotro. Păi asta este, n-au avut încotro și au depus armele pentru că Burebista ajunsese la o asemenea putere încât cifra aceea de 200.000 de soldați pe care o tot vehiculăm din cărțile de istorie și istoricul Dan Olteanu spune și am scris și eu la un moment dat un articol despre un studiu pe tema asta, este
credem că este mică. Sunt unii istorici care au spus că este fabulos de mare. Este prea mare. Nu cred. Este mult prea mică, având în vedere... Să ne gândim că împăratul Traian, atunci când a venit să cucerească Dacia, nu a venit cu o armată atât de mare, pe cât se spune că avea Burebista. Atunci când sultanul Mahomed, cuceritorul Constantinopolului, a venit în țara românească ca să-l pună la punct pe Vlad Țepeș, a avut o armată de 100 și ceva de mii. Da. Deci, iată, dacă privim prin comparație, se poate spune că armata pe care o controla Burebista în acea vreme era comparabilă ca număr și ca putere cu armata Romei. Da, da. Prin urmare... Cred că și depășea la un moment dat. Prin cred urmare, dacă în... faza de început a domniei sale, Roma reprezenta un pericol și putea oricând să se termine cu regatele cetodacice. În momentul în care Burebista reușește să unifice toate aceste teritorii de la nord și sud de Dunăre până departe spre Austria, spre Polonia și mult sub, în sudul Dunării, deja regatul lui Burebista devenea el un pericol pentru planurile Romei de a deveni stăpâna lumii. Și, așa cum știm, s-a prefigurat un posibil război nimicitor între Cezar și Burebista, care nu se știe cum s-ar fi terminat și ar putea să fie anihilator pentru ambele regate. Da. Dar să continuăm cu povestea. Deci, iată, Burebista își încheagă statalitatea, definitivează, până la Marea Neagră. Da, definitivează această granițe ale regatului Traco-Getodac. Putem spune că între 55 înainte de Hristos și până la sfârșitul domniei avem de a face 44 înainte de Hristos, când este asasinat, avem de a face cu un teritoriu, cu un stat antic getodac foarte puternic, iar expresia... Controla tot comerțul pe Dunăre. Da, da, nu numai pe Dunăre, dar și zona Mării Negre. Și zona Mării Negre. Cel puțin în partea asta era sub ochiul vigilent al oamenilor lui Burebista. Bun. Spre finalul regatului dac, Burebista realizează un fel de parteneriat cu Pompei, unul dintre cei trei care conduceau Roma, în speranța că îl va ajuta pe acesta să devină conducătorul Romei în dauna lui Cezar. Pentru că era rival, era într-o rivalitate cu Cezar. Da, care era foarte periculos și era un cuceritor. Știa. Da, da, știa foarte bine lucrul ăsta. Pompei probabil că era mai liniștit. Era și diferență de vârstă între Pompei și Cezar. Da. Așa. Hai să vorbim despre acest, dacă... Vreau să spun citatul acela doar din, un citat din Ion Horațiu Crișan, pentru că mi se pare cel mai relevant, cel mai corect cu privire la spațiul pe care Burebista l-a creat. Să spunem cine a fost Ion Horațiu Crișan. Ion Horațiu Crișan este un istoric de mare anvergură și arheolog de mare anvergură, care are cea mai bună lucrare în domeniu cu privire la Burebista. El a descoperit, de altfel, și acea inscripție sau încetuza Decebalus Perscorilo. Da. Lucrarea sa a fost premiată de Academia Română, Burebista și epoca sa. O recomand tuturor, de la asta plecăm, așa cum am spus adineaur despre Dacia preistorică. Dacă vrem să începem o istorie a Daciei, putem să începem cu Ion Horațiu Crișan. Dacă vrem să începem cu o istorie veche a Daciei, plecăm deja de la Densușianu. Ce spune Ion Horațiu Crișan cu privire la spațiul pe care l-are Burebista și la un moment dat am să atrag atenția pentru că este o expresie care definește ideea de teritorialitate, conștiința de teritorialitate. Iată ce spune. În opinia mea, mi-a plăcut foarte mult matematică, în opinia mea această expresie, această descriere pe care o face Ion Horațiu Crișan are valoare de axiomă. Iată deci că în urma numeroaselor războaie din care știu să iasă întotdeauna victorios, Burebista a devenit stăpânul unui enorm teritoriu. Granițele statului său se întindeau spre vest, până la Dunărea Mijlocie și râul Marus, Morava, învecinându-se cu germanii, spre nord până la Carpații Nordici, spre sud până la Hemus, iar spre răsărit hotarul forma țărmul de vest al pontului Euxin de la Apolonia la Olbia. Adică până în zona peninsulei Crimeea, pe acolo. Da, în apropiere de Crimeea, da. La vărsarea Bugului în Marea Neagră.
El n-a fost numai cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia, așa cum spune inscripția lui Acornion. Cum îl intitulează redactorul decretului în cinstea lui Acornion de la Dionisopolis, ci primul și cel mai puternic dintre regii barbari ai Europei timpului său. Burebista a reușit datorită genialității sale, datorită nenumăratorilor însușiri cu care era înzestrat, să impună pe Dacoget și pe sine însuși în istoria acelor vremi, să constituie o forță pe care a intenționat să o frângă cealaltă personalitate a timpului său, Cezar. Și încheie astfel Ion Horațiu Crișan. În încheiere să cuvine subliniat că oricât de întinsă a fost stăpânirea lui Burebista, ea nu depășește niciunde aria de locuire a getodacilor și în consecință nu poate fi vorba de cucerirea unor teritorii străine. Burebista a supus pe acele neamuri ce se infiltraseră în anumite zone ale Daciei, unele deținând chiar supremația politică. Deci iată că avea conștiința teritorialității. N-a mers mai departe de ceea ce știa. Poate că n-au fost toate teritoriile eliberate. E posibil. Dar mergea până la granițele pe care el le știa din strămoși, unde încă mai existau unii regi getodaci, ale căror teritorii fusese răsupuse de celți, de boii, de teurii și așa mai departe. Da. În contextul acestei discuții, este foarte important să subliniem că poate Burebista nu ar fi reușit toate aceste lucruri excepționale dacă nu l-ar fi avut alături de el pe marele preot Deceneu, cel Sigur. Care era considerat, a fost considerat la un moment dat un, a fost deificat, a fost considerat semizeu și purtător al mesajului zeilor. Un om care a reformat religia zalmoxiană și care, conform lui Iordanes, a creat la Salmisegetuza o adevărată academie similară celor grecești, în care se studia nu doar spiritualitatea sau religia zalmoxiană, studiau științele naturii, medicina, astronomia, astrologia, etica, logica și, cum spune Iordanes, toate acestea îi făceau pe getodaci superiori altor neamuri din epoca lor. Deci Deceneu a avut un rol important pentru că a dat un sens din punct de vedere spiritual misiunii lui Burebista de unificare a neamurilor getodacice într-un singur stat. Da, nu degeaba s-a raportat, chiar dacă voi fi judecat pentru asta și mi-asum aceasta, nu degeaba s-a raportat Nicolae Ceaușescu la Burebista, cei 2050 de ani de la temerea primului stat dac centralizat și independent. Avea o viziune, știa ce vorbește. Trebuie să-i mulțumim în contextul acesta al discuției pe care am avut-o acum și lui Dumitru Ioncică, pentru că a publicat foarte multe lucrări cu privire la autorii străini care au scris despre noi, despre istoria veche a națiunii. Și o să mai publice. Și o să mai publice, bineînțeles, la vârsta lui. Este ceva nemaipomenit. Da, are o energie teribilă. Și a făcut niște lucruri foarte importante. Foarte importante, pentru că ceea ce publică el vine în completarea ceea ce noi știm și aduce un plus de valoare acestor informații. De asta, mulțumirile mele. Bun, și acum să mergem spre finalul poveștii. Da. Deci iată, în Republica Romană, viitorul Imperiu Roman, încep războaiele interne. Da. Crassus este eliminat din joc și bătălia finală urmează să se dea între Pompei, susținut de Burebista, și Cezar. Tragedia face că Burebista cu armata lui nu reușește să ajungă la timp pe câmpul de luptă. Da. Cezar îl învinge pe Pompei și Pompei își făcea planuri de a invada teritoriul getodaci și de a-l pedepsi pe Burebista pentru că și-a băgat nasul, în opinia lui, în treburile Romei și, bineînțeles, împotriva lui, a lui Cezar. Ce s-ar fi întâmplat oare dacă cele două armate, mai ales că deja o parte consistentă a armatei lui Burebista se afla la sud de Dunăre în acea perioadă, pentru că el pornise să, în ajutorul lui Pompei, cred că a fost un dezastru. Nu știm, este greu. E posibil că dacă cele două armate s-ar fi confruntat, poate că n-ar mai fi apărut Imperiul Roman. Cine știe? Bine ar fi fost, dar nu știm. E greu să presupunem. Anul 44 este consemnat în istorie ca anul în care Cezar este asasinat la Roma de o conspirație prin mâna lui Brutus,
Iar noi avem informații, conform documentelor istorice, care spun că în, probabil în același an 44, înainte de Hristos, Burebista este înlăturat de la putere și, cum spuneai tu într-o discuție avută personal, este imposibil ca cineva cu puterea politică, cu imaginea și cu prestigiul lui Burebista să fie lăsat în viață și să nu se întâmple nimic. Deci foarte probabil este că nu doar că a fost îndepărtat de la putere și a fost asasinat pentru că rămânerea lui în viață ar putea însemna obținerea, pentru că sigur ar fi avut suficienți aliați încât să... Să-ți dau câteva exemple din istorie. Mihai Viteazu, Cuza, singurul care n-a fost asasinat, Tudor Vladimirescu, Antonescu, Ceaușescu. La fel, s-a întâmplat cu toții. Deci, când pui mâna pe ei, nu-i mai scapi. Nu intru în detalii cu privire la ce s-a întâmplat, da. Mă rog. Moartea lui Burebista are consecințe până acolo. Dacă până acolo mai am câteva aspecte de prezentat și anume, în afară de faptul că Crassus moare la, în anul 53 de Hristos, și aici este o pildă pe care o găsim similară cu pilda lui Tomiris pe care o dă lui Cirus, după cum bine știi, este prins, este decapitat și se toarnă aur topit pe gât. Lui Crassus, pentru că asta era o răzbunare vis-a-vis de lăcomia vastă. Era rapace, era vorace. Era cel mai bogat om din Imperiu. Și amintește-ți că și Tomiris ia capul lui Cirus și îl scufundă în... Regele Persiei, da, și regele scufundă în sânge ca să, sânge, ca de să sânge. Se satură de sânge. Și Pompei moare și el este asasinat în Egipt. Armatele dintre cei doi nu se mai întâlnesc, ale lui Burebista și Cezar. Mi-e greu să mă gândesc la ceea ce s-ar fi întâmplat. Eu am ferma convingere că armata lui Burebista era mult mai mare, mult mai bine instruită și să avem în vedere că Burebista avea și o serie întreagă de aliați la vremea respectivă. Nu era doar armata lui. Eu tind să cred că un asemenea război ar fi dus la o decimare a Imperiului Roman, la o desfințare. Bun, dar eu mă întreb, așa, fac o speculație. Oare în condițiile în care regatul lui Burebista și puterea militară lui Burebista reprezenta un pericol pentru Roma, dacă a fost o intervenție romană în care s-a încercat cumpărarea și oferirea unor beneficii extraordinare unora dintre liderii getodași din jurul Burebista, tocmai ca să opereze asasinarea lui Burebista. Am putea exclude o astfel nu, de variantă? Nu, nu se poate exclude, este preluată. Ceea ce ai spus tu acum este chiar trecut în Tratatul Academiei Române, cel publicat în anii 60, dacă nu mai știu, între 50. Acelea ca o ipoteză. Da, ca o ipoteză. Este luat în calcul și această variantă a unui amestec în treburile interne ale Daciei, ale tracugetul Daciei. Ținând cont că romanii au făcut tot timpul, toată istoria, da, Imperiului Roman este plină de intrigi și de, da, practica și lor numai... era să ia fii regilor, da, locali, da, să-i spele pe creier la Roma, să-i facă romani, să-i romanizeze din toate punctele de vedere, după care să-i planteze în regatele de origine ca să fie loiali Imperiului. Da. Este luat în calcul această variantă. În afară de ambițiile unor lideri locali, avem de-a face și cu această ingerință a Romei, pentru că la Roma, după asasinarea lui Cezar, apar disputele pentru putere. Roma devenise slabă. Iar Dacia ar fi putut profita, evident, de ar fi putut profita și... imediat. Și cu siguranță nu putem exclude această variantă. Deci... Eu țin minte că am găsit o serie de citate ale unor autori latini care vorbeau de pericolul getodacic și de marea teamă pe care o aveau romanii că getodacii ar putea să bată la porțile Romei. Da, da, da. Deci iată, exista această frică în Imperiu că puterea dacilor ar putea să fie fatală pentru viitorul Romei. Da. Bun, pentru că ne aflăm deja la sfârșitul, da, emisiunii, am vorbit deja o oră, da,
regatul, marele regatului Burebista se sparge în 4 și apoi 5 regate mai mici. Unul dintre ele este cel condus de Deceneu în zona centrului spiritual al Daciei Burebista, zona Transilvania, munților Orăștiei. Da. La idele lui Marte, 15 martie, este asasinat Cezar. Nu știm exact data la care este asasinat Burebista, în același an. La scurt timp, așa se spune, este cunoscut în istorie, la scurt timp, poate să fie o lună, două, poate să fie august, nu știm exact, la scurt timp este asasinat și Burebista. Este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai mari greșeli, erori politice și militare pe care le-a făcut, mai degrabă politice, pentru că unitatea getodaciei se sparge, tracul getodacilor se sparge în 4 regate, apoi în 5, apoi în mai multe. Roma crește în putere. Și aici să dăm iarăși un citat foarte important, tot din același istoric, Dan Oltean, care spune așa: pentru că noi am scăzut în putere, Imperiul Roman a crescut în putere. În cei peste 100, este și perioada micilor regate, cum spune Oltean, pentru că atunci se formează iarăși aceleași bucăți mici de regate, iar cele mai cunoscute, și le-am învățat și noi la școală, celor trei regi daci, Dapix, Rolex și Ziraxes, care s-au războit, au fost la un moment dat în bună înțelegere, în zona în apropiere, în zona Dobrogei, la un moment dat s-au început să se războiască între ei. Iar unii i-au mai cerut și ajutor romanilor. Evident, și Roma, dezinteresat, cu ghimele de regoare, a dat ajutor unui, a dat ajutor. Și uite așa, rând pe rând au fost cucerite. Ei au fost asasinați, au pierit în luptele dintre ei, și Roma pune în cele din urmă stăpânire pe ce? Pe teritoriul care se va numi mai târziu Dobrogea, pe Sciția Minor, pe care o înglobează Imperiului Roman în anul 4, între 46 și 50, și devine teritoriu al Imperiului Roman. Și rămâne mai departe... La 80 și ceva de ani după moartea lui Burebista. Da, după moartea lui Burebista. Iată ce spune Dan Oltean: în cei peste 100 de ani care au urmat la uciderea lui Burebista și Cezar și până în anul 68, când Imperiul va intra iarăși în criză, 68 după Hristos, Dacia s-a aflat în contratimp cu Roma. Dacii au devenit din ce în ce mai divizați și mai slabi, în timp ce romanii vor fi din ce în ce mai puternici. Și, într-adevăr, teritoriul Dacii se restrânge atât de mult încât, la momentul apariției lui Traian la Dunăre cu armata, situația era foarte complicată, iar Decebal, oricât s-ar fi chinuit să aducă mai mulți soldați sau să aibă mai multe alianțe, nu avea resursele respective. Nu mai banii, putea să concureze cu Imperiul Roman, sigur, ca pe vremea lui Burebista. Cu toți banii și cu tot aurul pe care îl avea la dispoziție. Din acest moment, vorbim despre o altă perioadă istorică, pe care vom discuta cu altă ocazie viitoare. Important este să amintim faptul că Dobrogea rămâne în componența Imperiului Roman după dispariția Imperiului Roman și apariția Imperiului Bizantin, rămâne în componența Imperiului Bizantin, și nu insist degeaba asupra acestui aspect, pentru că în anul acesta se împlinesc 145 de ani de când Dobrogea revine la patria mamă, să spunem, în urma războiului de independență 7778, în veacul 19, și urmează o serie de întregiri teritoriale după această perioadă la teritoriul național, iar una dintre aceste întregiri este și Cadrilaterul de mai târziu, 913, în urma celor de-al doilea război balcanic. Iată că și Dobrogea a jucat un rol foarte important, iar Imperiul Roman a știut foarte bine, pentru că era o zonă strategică deosebită, da, și a păstrat-o, a ținut cu dinții de acest teritoriu. Păi avea gurile Dunării și accesul la mare. Și foarte important, în cine a citit istoria Dobrogei, cele trei volume publicate în anii 70, va găsi acolo informație foarte importantă. Ceea ce este dincolo de delta Dunării se numește Dobrogea de Nord, sau Bugeacul, da, sau Unghiul. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant. Doamne, rămâneți aproape, ne vom reîntâlni cu istoricul Adrian Isclu pentru a continua această poveste a ideii Daciei în diverse momente ale istoriei. Toate cele bune!